Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Continuăm și în acest an proiectul nostru Deșteptarea României. Vă mulțumesc pentru contribuția la el. Este cel mai ascultat program de radio din această țară și din orașele României în acest moment, fiind lider absolut de piață. Și asta nou aici la Europa FM ne întărește ideea că echilibrul, cumpătarea, colaborarea și comunitatea sunt resursele evidente și importante ale unei țări. Și că oamenii echilibrați chiar mai au un cuvânt de spus în această țară, așa că suntem aici să vă ascultăm. Noutatea de la Deșteptarea României este că anul acesta nu vom mai avea teme întinse pe o lună, ci vom aborda teme săptămânale, fundamentale, dar care sunt uneori foarte apropiate de ceea ce se întâmplă în zilele respective. Și știți cum o facem? Avem invitați, experți, politicieni, oameni de administrație, persoane cu care vă doriți să stați de vorbă și să vă dea, cum să zic, expertiza, experiența necesară în dialogul nostru. Astăzi, una dintre cele mai complicate și tragice teme din istoria noastră, una pe care nici nu am vrut să recunoaștem ani buni, iar în libertate am recunoscut-o doar cu jumătate de gură. Asta în ciuda datelor, evidențelor istorice și a tuturor documentelor. Iar un popor care nu-și cunoaște greșelile este menit să le repete. Dar astăzi putem să o spunem, mai ales că este una dintre zilele îndoliate pentru nația română. Vorbim astăzi despre Holocaust, iar 21 ianuarie 2022 înseamnă că au trecut 81 de ani de la pogromul evreilor din București. În această zi, în urmă cu 81 de ani, poliția legionară asasina peste 120 de intelectuali, fruntași, doctori, elita intelectualității evreiești în pădurea Jilava și la abatorul București. Dar, de fapt, torturile au fost aplicate asupra sute și sute de oameni. S-a dat foc la mai multe sinagogi, au fost distruse și prăduite magazine, mii de oameni au fost înfricoșați și speriați de acțiunile de la acea dată. Dar acesta a fost doar primul pas. Câteva luni mai târziu începea o operațiune sistematică, aprobată și coordonată de statul român, care a dus la dispariția peste 300.000 de evrei, oameni care au fost omorâți și deportați. Cea mai cunoscută întâmplare de amploare asta este cea de la Iași, unde statul român a omorât 13.000 de oameni din cei 36.000 cât erau recunoscuți oficial în recensământ în rândul evreilor din Iași. Toate documentele arată că autoritățile române de la data respectivă au știut și au cerut acest lucru. E adevărat că în toamna lui 42 autoritățile române au încetinit acest proces de exterminare ca urmare a presiunilor familiei regale și a politicienilor responsabili. Dar pata aceasta din istoria noastră rămâne și ea trebuie pronunțată. Din toamna trecută, statul român a adoptat o lege prin care copiii noștri vor învăța la școală istoria evreilor și Holocaustul. O materie separată. Și unii oameni în România au ridicat sprânceana și au zis: "No, acesta este un experiment ideologic. Acest lucru slăbește calitatea învățământului din România." Oare? Stau eu astăzi să mă întreb. Invitatul meu în această discuție complicată astăzi este președintele Federației Comunităților Evreiești, domnul Silviu Wexler, care este deputat. Mulțumesc tare mult că ați venit alături de noi și inițiator al acestei legi. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă mulțumesc pentru invitație, cu atât mai mult în această zi, care are un simbolism cu totul și cu totul deosebit, chiar dacă este vorba de un simbolism trist. Chiar aș vrea să ne spuneți despre 21 ianuarie, așa cum îl vede comunitatea dumneavoastră, și să ni le explicați nouă spre înțelegerea noastră, domnule Wexler, și spre amintirea noastră. Nu cred că este cineva care să poată explica sau care să poată găsi un sens la evenimentele care s-au desfășurat în acele zile. Pogromul s-a întins pe aproape
trei zile, până când rebeliunea legionară a fost stopată, înfrântă, cum vreți să-i spuneți, de către forțele lui ale mareșalului Antonescu. Poate că cea mai aptă descriere ar fi o dezlănțuire a unei violențe absurde. Rezultatele acelor zile, mai departe de statistici, de numere și chiar de fotografii, nu au putut fi descrise practic de niciunul din martorii direcți ai acelor evenimente. Am evitat în general atunci când am vorbit despre acest subiect să ajungem asupra unor elemente și detalii mult prea grafice, dacă pot să le spun așa, dar ceea ce a făcut poliția legionară, care a fost ajutată, desigur, de o largă majoritate a membrilor simplei mișcării legionare, mai ales ceea ce a devenit ulterior cunoscut ca masacrul de la Abator, care a implicat de la bătrâni de peste 80 de ani până la copii care aveau câțiva ani, când au fost tranșați și atârnați, așa cum se făcea acolo pentru vite în mod normal, este o ură absurdă care sigur poate fi prezentată în cuvinte, dar nu cred că cineva poate să o înțeleagă. Aș mai completa două lucruri față de ceea ce ați spus. Alături de aceste elite, alături de acești oameni, sigur, victimele pogromului legionar antievrezi din București au fost de la nivelurile întregii comunități evreiești, dar în rândul lor, într-un mod ironic, se găseau și eroi evrei, veterani care au luptat pentru România în primul război mondial. Știu, îmi vine în minte și un caz al unui om care a fost împușcat având decorația pe care o primise în primul război mondial, având-o prinsă în piept chiar și a fost împușcat pe stradă. Lucrul ăsta, imaginea, această scenă a fost înfiorătoare și ca atare, drama acelor zile, ura dezlănțuită, torturile, chinul, distrugerile sunt până în ziua de astăzi, la 81 de ani distanță, o imagine extrem, extrem de dureroasă. Dumneavoastră ați propus această lege care este adoptată. Dați-mi voie să lansez întrebările către ascultătorii noștri ca imediat după următorul răspuns să trecem și la dezbatere. Vă întreb așa, 0372069599. Cum credeți că trebuie făcute aceste ore? Materie separată sau de sine stătător în orele de istorie? De ce credeți că România are dificultăți în a recunoaște participarea la Holocaust? Și da, pentru că s-a exprimat această opinie în Parlamentul României, s-a spus așa, domnule, România nu are cazuri de antisemitism serioase, adică nu e o problemă la noi. Vă întreb pe voi, ascultătorii României, în direct, Deșteptarea României, care știți mai bine lucrurile astea, fie că sunteți parte din comunitate sau nu, avem o atitudine antisemită sau suntem o țară primitoare și la locul ei? Care e răspunsul la această întrebare? Dar înainte, domnule Wexler, de ce e necesar, că de aici pornim, nu? Dezbaterea noastră pornește imediat, de ce e necesar ca aceste ore să fie separate? Adică să învățăm despre evenimentele astea în mod separat. Înainte de răspuns, a doua completare la ceea ce spuneam mai devreme. Chiar dacă pogromul din Iași este cel mai cunoscut masacru și este considerat cel mai mare masacru din România în perioada Holocaustului, cred că formularea completă pe teritoriul actual al României, cel mai mare masacru comis sub autoritatea conducătorilor statului român de atunci, a fost comis la Odessa, în execuția celui care era atunci generalul Nicolae Macici, care a executat la ordinul lui Ioan Antonescu aproximativ 40.000 de evrei. De altfel, am descoperit cu surprindere că există în mod evident și persoane comune în ambele masacre, inclusiv un colonel Davidescu, care, ironia face, undeva în anii 90,
a fost reabilitat integral de Înalta Curte de Casație și Justiție sau sub Curtea Supremă, cum se chema atunci. Atunci când am inițiat legea alături de reprezentantul minorității germane în Parlamentul României, domnul deputat Ovidiu Ganz, și ne-am gândit în primul rând la viitor. Sigur, explicația este și una, are și elemente practice. Această disciplină a fost introdusă pentru prima dată în planurile cadru în 2004, după adoptarea raportului Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România. A fost introdus ca materie opțională atunci și așa a rămas până la momentul adoptării legii. În primul rând, motivul, dacă vreți, de la care am pornit a fost că nu, pur și simplu, în sistem instituțional, această variantă nu a funcționat, nu a mers și de aici am plecat mai departe. Am văzut în același timp ascensiunea antisemitismului din ultimii ani, dar nu numai a antisemitismului, a extremismului în general, indiferent de formele sale, indiferent de modul cum s-a propagat, am văzut violența discursului public și a agresivității. Și cred că motivul principal din spatele legii, ca inițiator, a fost o privire spre viitor. Nu ai cum să previi și să combați aceste lucruri fără educație, care este, dacă vreți, piatra de temelie a oricărei societăți democratice. Adică e nevoie de mai mult de o lecție, că asta era la istorie, nu? Sigur. Era o lecție. Sigur. Atenție, aș sublinia totuși că în conformitate cu ceea ce prevede legea educației naționale, legea despre care vorbim nu a stabilit nici numărul de ore, nici nimic, este atributul exclusiv al Ministerului Educației Naționale, care va coordona și realizarea manualului și a tuturor materialelor suport și care în planul cadru de la momentul respectiv va stabili numărul, repartiția orelor. Da. Haideți să dăm drumul la dezbatere. Va fi foarte interesant. Vreau să vă aud. 0372069599. Cum credeți că trebuie făcute aceste ore? Care sunt argumentele voastre? Materie separată sau în cadrul orelor de istorie de sine stătătoare? Și de ce credeți că România are dificultăți în a recunoaște chestiunea asta? Așadar, vă ascultăm. Știți cum e la Deșteptarea României? Vă rog un pic de răbdare, să stăm mai mult pe fir, discutăm în trei și o facem echilibrat și așezat. Radu, salutare! Bună ziua, vă salut cu respect, domnul Stribla, domnul deputat. Părerea mea este că ora de istorie a comunității evreiești ar intra foarte bine în cadrul orelor de istorie universală. Nu este neapărat nevoie de o materie separată. Cred eu, atâta timp cât nici istoria românilor nu se studiază foarte mult ca materie separată. Referitor la... Unde nu se studiază? Stați un pic. Pe care a spus. Stați că vă întrerup, că am o nelămurire, poate nu înțeleg eu exact la ce vă referiți. Cum adică nu se studiază separat istoria românilor? Sunt ani de școală cu istoria românilor, nu? Ok, probabil un singur an de școală, din câte îmi amintesc eu, cu totul insuficient. Ok, cred că sunt mai mulți. În fine, vă rog, vă ascult. Referitor la dificultatea României sau a românilor de a înțelege, de a accepta efectul Holocaustului, iarăși am o părere puțin diferită de ce a spus până acum, în sensul că mi se pare, nu știu, poate e doar o impresie, că cifrele acestea privitor la numărul de evrei omorâți de autoritățile române este totuși puțin exagerat. De ce aveți impresia asta? Pentru că, privind statistic, la numărul de evrei care au fost înregistrați în România înainte de eveniment, înainte de începerea războiului, să zicem în 1940, era undeva la câteva sute de mii. 400 după unele surse, 600 după alte surse de mii, 800 de mii după alte surse. Însă, în urma dictatului din 1940 de la Viena, o mare parte a Transilvaniei a revenit sub autoritățile maghiare. Și acolo erau
populație evreiești, care probabil că au fost deportate de către autoritățile maghiare, ale nu ni se pot impune nouă ca vină, să spunem. De asemenea, făcând comparația cu numărul evreilor emigrați după 1947 din România spre Israel, și acolo avem câteva sute bune de mii, undeva la 5-600 de mii de evrei, se spune că au emigrat în Israel. Deci existau în România după terminarea războiului. Atunci de unde putem spune? Hai să vedem dacă aceste calcule ale dumneavoastră sunt statistici sau mituri, că asta e foarte interesant. România are 400 de mii de victime făcute de către autoritățile evreiești. Cum? De autoritățile române. Aha, invers. Ok, stați o secundă cu mine, căci cu siguranță căutăm răspunsuri la ceea ce spuneți dumneavoastră acum. Cred că domnul Wexler vă poate ajuta mai tare în a găsi răspunsurile corecte. În primul rând, istoria românilor, din câte știu și din câte mi-aduc aminte, inclusiv de la momentul când am fost în liceu, este și a rămas până în ziua de astăzi materie obligatorie pe durata tuturor celor 4 ani de liceu. În cazul acestei discipline, așa cum am menționat inclusiv în plen, este vorba de o disciplină modulară care face parte din trunchiul comun și, așa cum am menționat la început, Ministerul Educației va stabili repartiția și numărul de ore și tot ceea ce presupune acest lucru. Înainte de Holocaustul din România, de Holocaust în general, în România Mare, cum era denumită atunci, existau undeva peste 800 de mii de evrei. Numărul care a devenit, să zicem, acceptat în mod general, în jur de 350 de mii de evrei care au fost omorâți pe teritoriile României de astăzi sau aflate sub autoritatea administrației românești, apar în raportul Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului, document oficial al statului român, asumat ca atare la momentul respectiv de președintele României, și au rezultat nu din povești sau din discuții între istoricii care au făcut parte din acea comisie, ci din documentele interne ale statului român de atunci. Menționam, spre exemplu, la începutul emisiunii, masacrul de la Odessa. Acel număr de 40.000 de evrei nu a fost o impresie. Există inclusiv raportul ofițerilor români de atunci către mareșalul Antonescu, în care raportează exact numărul de evrei care au fost executați. Sunt documente similare, care sunt, din nou, documente oficiale ale statului român de atunci, în care ați fi surprins cât de exact se raportează execuțiile, în unele cazuri milimetric. Sigur, în cazul de la Odessa, numărul a fost, cum am spune astăzi, numărul a fost impus de la centru, fiind un ordin expres al mareșalului Antonescu câți evrei trebuiau omorâți. Dar, din nou, repet, numărătoarea la care a ajuns, care sigur e aproximativă, nu poate fi la virgulă, s-a bazat în primul rând pe documentele de arhivă ale statului. Radu, cum, de la ce număr în sus problema asta devine o problemă pentru tine sau ar merita tratament separat? Da, într-adevăr, numerele sunt impresionante, bineînțeles. Nu, n-aș putea să vă spun exact de la ce număr. Iarăși, domnul deputat ne-a lămurit, bineînțeles, cu mai multe chestiuni și mai multe fapte. Da, există. Nu neg existența acestor evenimente tragice. Nu neg că a existat Holocaustul. Însă, părerea mea este că România este prea mult învinuită pentru niște cifre care mi se par un pic aproximative, cum a spus și domnul deputat, și un pic mari față de ce cred eu că a fost totuși în realitate. Iarăși, cu pogromul de la Iași, 13.000 de evrei morți în timpul pogromului, păi înseamnă că fiecare legionar a omorât câți? 130. Acolo nu erau legionari, nu. La Iași e o diferență. La Iași a fost făcut de statul român. Înțelegeți dumneavoastră diferența de stat?
prin forțele sale de jandarmerie și armată. Nu a fost o execuție realizată de legionari. Și o mențiune, dacă îmi permiteți. Vreau să subliniez, ca să nu existe neclarități. Când am spus cifre aproximative, am spus că cifra folosită în discuție de mine aici, aproximativ 350.000, nu înseamnă că poate au fost 1.100 sau poate au fost 400.000. Înseamnă că nu pot spune că au fost 349.200, și așa. E o cifră care e rotunjită în discuție. Dar acesta a fost impactul. Deci, când am folosit formularea aproximativ, este vorba că, în mod evident, în orice discuție ți este mult mai simplu să folosești o cifră rotundă. Da. Radu, mulțumesc tare mult pentru telefonul tău. Este genul de îndoială și asta e foarte interesant și cred că o să discutăm pe parcursul emisiunii. România este prea mult învinuită. Eu nu mă simt învinuit de nimic sau generația mea simt o vină, dar în același timp trebuie să conștientizez ceea ce e parte din istoria mea. Nu cred că astăzi sau așa e privit Israelul, ne privește pe noi românii ca niște participanți la Holocaust sau există o vină care ne-a adresată din direcția respectivă. Nu știu de unde sentimentul ăsta de învinuire. Deci, nimeni nu acuză statul român modern, statul român de astăzi, pentru ceea ce s-a întâmplat în perioada Holocaustului. E o diferență între datoria de a-ți asuma istoria cu bune și cu rele așa cum este, sau această idee a vinei aruncate asupra poporului român în ansamblu sau asupra statului, care tot este propagată foarte insistent. Nu cred că cineva privește în acest mod. În același timp, asumarea a ceea ce s-a întâmplat cu bune, cu rele, este un exercițiu de bază al oricărei societăți democratice. Ca și în viața personală, nu poți depăși o greutate până nu ai înțeles-o, până nu ai contextualizat-o, până nu ai acceptat-o. De altfel, una din remarcile pe care aș putea să le fac este că dacă la momentul 2004 România a recunoscut existența Holocaustului pe teritoriul românesc, există o diferență, vedeți, între a recunoaște că a existat Holocaust și a-ți asuma răspunderea. Holocaustul pe teritoriul României a fost făcut, ordonat și implementat de autoritățile statului român de atunci. Nu a venit, nu știu, vreun extraterestru sau cineva să facă acest lucru. Pogromul de la Iași a fost coordonat de ofițeri ai armatei române și ai jandarmeriei de atunci. Sigur, ironia face, așa cum spuneam, că cei doi coordonatori care au implementat pogromul de la Iași, ulterior au fost reabilitați și absolveți. Da. Dan, salutare, ești la Deșteptarea României. Întrebam ore separate sau în cadrul orelor de istorie? De aici pleacă discuția noastră de astăzi, la istoria evreilor și Holocaust ne referim. Salutare, Dan. Salut pe dumneavoastră și invitatul dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Un pic mai tare să vorbești, da, dacă e posibil, da? Da. Mulțumesc. Se aude bine acum? Bine. În ceea ce privește prima întrebare, cred că ar fi suficient în cadrul orei de istorie universală un capitol în istoria modernă a României care se trateze acest subiect cu cifre exacte, cu tot ceea ce s-a întâmplat. Cred că ar fi o exagerare, o oră separată, pentru că nu văd ce s-ar putea studia într-un an de zile ca o oră separată materia în România. Și cred că o astfel de extremă nu ar avea efectul dorit prin a ceea ce s-a dorit studiind această pagină neagră a istoriei României. Explicând. Adică s-ar putea, după 5 ani de astfel de studiu, să ne trezim statistic cu
un antisemitism crescut în, în România. Pentru că e adevărat, s-a întâmplat, este o, o pagină neagră din istoria României, dar noi, la ora actuală, noi, poporul de acum, nu avem nicio vină pentru ceea ce s-a întâmplat. Statul român a trecut prin el însuși, prin schimbări masive și odată ce studiem în istorie și recunoaștem că s-a întâmplat, nu vă cer aduce în plus asumarea. Ce înseamnă să ne asumăm? Statul teoretic suntem noi poporul, da? Prin aleșii noștri sau nu știu cum să spun. Și ce înseamnă să ne asumăm? Nu ok, stai. Stai că aici trebuie să primim un răspuns pentru că domnul deputat a introdus nuanța asta în discuție. Domnule Wexler, a spus așa că e o diferență între recunoaștere și asumare. Care e nuanța? Nuanța este următoarea. Îmi pare rău. Istoria nu se schimbă doar pentru că forma de organizare a statului s-a schimbat. Asumarea înseamnă că înțelegem că acel lucru s-a întâmplat la comanda autorităților statului de atunci și că este o datorie morală de a te asigura că aceste lucruri sunt înțelese. Recunoașterea înseamnă, cel puțin în viziunea mea, da, s-a întâmplat același lucru, dar te disociezi complet de aia. S-a întâmplat, e ok, nu trebuie să existe nicio urmare de aici. Nu vorbim de un element abstract care poți doar să îl privești și ca un corp, nu știu cum să spun, ca un corp străin pentru care nu ai nicio, absolut nicio răspundere. Deci când spuneți de asumare, spuneți că trebuie și făcut ceva, adică nu constați și mergi mai departe. Sigur că da. Adică, dincolo de gesturi simbolice, carte, știu eu, despăgubiri, acolo unde este cazul, chestiuni de genul acesta, carte, când spun învățătură în sensul ăsta. Sigur că da. Nu. Da, te rog. Eu cred că în momentul în care se va scrie acel capitol în istorie, sunt fapte care s-au petrecut și asumate, că nu se va scrie că le-au făcut nemții la vremea respectivă, ci statul român. Așa cum, de exemplu, în răscoala de la 1907, statul român a ordonat împușcarea răsculaților. Nu altcineva. Și asta înseamnă, practic, o asumare. Deci ceea ce trecem în istorie sunt fapte reale, comandate sau ordonate de către autoritățile din acel moment. Vedeți, pe de altă parte, mă scuzați, vă întrerup o secundă ca să nu se piardă șirul ideii. Vedeți, tocmai aici este una din problemele pe care le întâlnim cel mai des și care are un impact excesiv de mare. Dacă veți căuta pe Google sau dacă veți întreba pe cineva pe stradă sau dacă o să aruncați o privire pe Facebook, de fapt, oriunde vreți, în ceea ce privește pogromul de la Iași, veți vedea că 99% din păreri sunt că a fost comis de armata germană. Accepțiunea, mesajul distorsionat care s-a extins peste timp a fost că au fost niște oameni străini care au comis acest lucru. Sigur, au fost prezenți la momentul respectiv și ofițeri ai armatei germane, așa cum era în întreg teritoriu. Dar a fost comis de autoritățile de atunci, de armată, de jandarmerie și de oameni obișnuiți. Este unul din cele mai prezente mituri în acest domeniu, dacă pot să-i spun așa, și cred că mai departe de cărți și tot ceea ce ați menționat, gesturile reale care au impact sunt cele care sprijină puținei supraviețuitori care au mai rămas. Ieri a murit domnul Liviu Beriș, unul din puținei supraviețuitori ai Holocaustului care mai trăiesc în România, fost președinte al Asociației Supraviețuitorilor și fost om deportat în lagările din Transnistria, care și-a petrecut mai bine de jumătate din viață mergând să vorbească în principal copiilor, studenților, elevilor,
să le povestească ce a însemnat Holocaustul, ori de câte ori a avut ocazie. Da. Dan, puneți concluzia în condițiile astea. Aici ai o mărturie din cadrul unei comunități care a suferit, o suferință pe care noi cu siguranță o înțelegem în mai mică măsură. Și de asta aș vrea să știu până la urmă cu ce opinii o să pleci din emisiunea asta. Deci, cum am spus, consider că recunoașterea în capitol al istoriei universale a ceea ce s-a întâmplat și vinovații adevărați este suficientă, în schimb trebuie și un alt capitol sau într-o altă materie în care să se explice foarte clar că este anormal să se acționeze în așa mod asupra unor persoane în funcție de etnie, de sex, de religie. Deci nu, așa ceva nu are voie să se întâmple. Ceea ce s-a întâmplat trebuie recunoscut, dar trebuie o educație mult mai apăsată pe acest lucru. Să nu se mai întâmple, indiferent, pentru că au fost situații și cu țiganii, de exemplu, și țiganii au avut parte de pogromul lor. Pogromurile istorice între creștini și musulmani, pe linie religioasă, chiar și pe linie de sex. Și astea trebuiesc aprofundate. Asta înseamnă, cred eu, educația noilor generații. Viața unui om contează foarte mult și nu contează celelalte aspecte ale vieții. Exact asta. Mulțumesc tare mult, Dan, exact asta. Cred că își propun orele astea care sunt suplimentare sau vor înlocui o parte din orele de istorie. Nu știm cadrul încă. Asta numai Ministerul Educației poate să facă. Este vorba de educație, da. Adică educație cu mai multă atenție asupra unui subiect care la noi în țară nu studiem din alte părți. Știți, am observat în cadrul dezbaterilor asupra legii, unul din lucrurile care mi-au fost reproșate în principal, că evreii vor veni să își impună manteria și să distrugă mintea copiilor. E aproximativ ceea ce mi-a experiment spus. Ideologic. Spuneți așa că a existat și sintagma asta rostită. Sigur, a existat și sintagma în care am fost acuzat că sunt nazist și doresc să instaurez dictatura nazistă în România, deși aici mi-e încă un pic greu să pricep cum. Și aș sublinia un element esențial în discuția asta. Nu Federația Comunităților Evreiești este cea care realizează manualul, nici măcar Institutul Elie Wiesel, deși autoritate publică a statului român. Totul va fi coordonat de Ministerul Educației Naționale, sigur, cu sprijinul Federației Comunităților Evreiești, cu sprijinul Institutului, cu sprijinul organizațiilor majore internaționale, administrației prezidențiale și așa mai departe. Și aș pune, dacă îmi permiteți, și eu o întrebare care cred că are relevanța ei în același context, apropo de asumare, înțelegere și nevoia de educație. Foarte aproape de Gara de Nord, hai să zicem, și la 5 minute distanță de Guvernul României, deci în centrul Bucureștiului, în centrul capitalei, există o clădire pe care scrie mare și frumos Mișcarea Legionară. Sunt o organizație da. De cel puțin 7 ani de când îmi aduc eu aminte, am făcut sesizări în mod repetat pentru a îndrepta ceea ce este o faptă ilegală. Până în ziua de astăzi, dacă veți merge acolo, este sediul Mișcării Legionare, inclusiv pe Waze. Dacă puneți, scrieți legionari, sunteți dus direct la Mișcarea Legionară. O temă de gândire apropo de înțelegere și acceptare sau nevoia de educație. Ionut, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Așa e la Deșteptarea României, discutăm îndelung. Mulțumesc tare mult, te ascultăm. Salut! În primul rând nu înțeleg în ce fel justifică nerespectarea legii apariția unei noi materii. Dacă există această mișcare legionară, autoritățile statului trebuie să-și facă treaba.
există o lege care trebuie respectată. Aici, din nou, este un mod prin care chiar domnul deputat, un reprezentant al statului, ne arată cât de slab este statul român în aplicarea propriilor legi. Asta una la mână. A doua la mână, eu nu înțeleg cine va trage linia. Unde cine va cântări câtă suferință a trebuit să îndure o comunitate sau o minoritate pentru a avea propria lecție de istorie? Pentru că sub nicio formă comunitatea evrească nu este singura care a fost afectată de Holocaust, singura care a avut de suferit în acea perioadă groaznică a istoriei. Da? Cine va trage această linie? Cât va dura până vor veni și alte minorități sau alte culte sau alte grupuri care au avut de suferit în acea perioadă? Și să ceară același lucru. Pentru că vor fi îndreptățite să facă acest lucru. De ce ar avea voie cei din comunitatea evrească să aibă o oră separată legată de suferințele lor și comunitatea țigănească să nu aibă? Asta este prima mea întrebare. A doua întrebare. Stați că îi căutăm... Dacă face parte din istorie, îi căutăm de ce răspuns. Rămâne la istorie? Păi așa de ce și trebuie zice, o oră istorie separată? Le luăm pe rând. Deci unde tragem linia? Sigur, în primul rând, nu am folosit o încălcare a legii ca să justific adoptarea unei alte legi sau necesitatea pentru această materie. În cadrul dialogului pe care l-am avut, am dat un exemplu, efectiv, așa am și menționat că este un exemplu. Doi, aș sublinia, așa cum am mai menționat deja, că materia exista deja, a fost o decizie a Ministerului Educației, a statului român de la momentul respectiv să o creeze, care între timp este și o recomandare a Consiliului Europei, a Parlamentului European și cel mai recent a Comisiei Europene în strategia Uniunii Europene pentru combaterea antisemitismului, unde se menționează punctual recomandarea existenței acestor ore în acest format. Da, asta era răspunsul la prima întrebare. Dacă îmi permiteți, o completare la acest lucru. Practic, aș dori un răspuns cu da sau nu. Este comunitatea evrească, în momentul de față, în acest moment al istoriei, singura comunitate care suferă de discriminare? Nu sunt în măsură să răspund la acest lucru cu tot respectul cuvenit. Nu cred că am... Vă răspund eu că din emisiunea pe care am făcut-o aici cu Gelu duminică, mi s-a părut că și comunitatea romă are parte de același tip de discurs, la primire, cum ar fi. Adică și lumea s-a mirat acolo și a zis, de ce le luați apărarea țiganilor? Nu, asta a fost discursul de la emisiunea de acum 8 luni? Stați că vreau să-mi dea un răspuns. Nu a fost același tip de discurs? Mă întrebați pe mine? Da. Că eu mi-aduc aminte. Nu am ascultat emisiunea respectivă. Eu am ascultat-o, dar vă spun eu că a fost exact același tip de discurs. Deci răspunsul este da. Sunt și alte comunități, dar pe dumneavoastră vă miră că discursul ăsta e la adresa unor minorități? Nu mă miră. Aha. Nu mă miră datorită... Dar vă deranjează? Discursul antisemit? Da, da, uh-huh. Mă deranjează. Ok. Dar ce este... Care este extrem de inclusivă. Dar tocmai din acest punct de vedere, a crea o oră specială pentru o anumită comunitate reprezintă o formă de discriminare. Este o discriminare, așa zisă, discriminare pozitivă. Deci se spune că nu există discriminare pozitivă. Ba da, există când ai locuri speciale pentru anumite categorii în școli, când se învață la ore speciale despre alte categorii în școli și așa mai departe. Dar știți de ce am adus locurile speciale? Formă de discriminare nu are cum să aducă nimic bun, chiar dacă este așa zisă discriminare pozitivă. Dar... Pe termen mediu și lung, nu va aduce absolut nimic bun. Cum nu va aduce nimic bun pe termen lung? Că-s curios. Efectiv, haideți să ne punem în pielea copiilor, da? Care vor merge la școală și vor fi obligați să învețe despre suferințele comunității evreiești. Da. Credeți dumneavoastră că nu vor exista discursuri de genul iară, frate, cu evreii ăștia, că nu mă mai lasă? Iară, trebuie să stau în loc să stau... Dar să știți că așa e și la matematică și n-am văzut oameni urând matematica. Da. Adică da, n-am auzit pe nimeni să vină până acum să zică, domnule... Matematica nu reprezintă o comunitate.
matematica nu ai cum să te duci să o împingi după aceea pe stradă. Dar pe inginer poți să-i împingi, nu? Dacă vrei. Bănuiesc, nu? Nu. Știți care... Pe mine m-a chinuit foarte tare... Pe mine m-a chinuit foarte tare matematica în liceu și fizica. Și pe mine. Da, și n-am rămas așa peste ani cu ideea că, băi, o chestie... E o traumă atât de mare că ar trebui să mai reducem din ele. Dar știți unde am avut o traumă? Știți unde am... O secundă. Peste ani știi unde am avut o traumă? Am avut o traumă când la Cluj, și vă recomand tuturor, este un muzeu care are 5 camere, se numește Muzeon. Este un muzeu făcut despre o familie, atenție, o familie de evrei, că poate altfel nu înțelegem, că atunci când vă zic 13.000 sau 300.000, e o cifră. Că a zis bine Stalin, domnule, de la câteva sute de mii de morți în sus, e o statistică, nu mai e o viață. Dar dacă intrați în Muzeon și îi cunoașteți pe toți membrii acelei familii, care au fost cu toții deportați, în diverse lagăre din Ungaria, Polonia, din Germania și dintre care s-a mai întors doar unul. Eu am plecat în genunchi de acolo și plângând. Înțelegeți? Pentru mine a fost cea mai mare oră de istorie, că altfel puteau să-mi scrie ce înseamnă 300 de mii de morți. 300 de mii, de ce, nu se fac excursii în astfel de locuri? Păi nu știu, poate la ora de istorie să fie excursii. Trebuie să avea un impact mult mai mare în cadrul lecțiilor de istorie, de exemplu, să se ducă copiii să vadă un astfel de... Dacă era așa, uite, domnul Wexler e aici, stai un pic. Deci, cum ar suna, domnul Wexler? Stai un pic, că poate ne înțelegem. Cum ar suna o oră de istorie? Adică, bun, vine profesorul la oră și cum? Ce ar trebui să le zică? Dați-mi un exemplu, că poate ați mai văzut manuale sau ați mai văzut idei. Din punctul meu de vedere, cu mențiunea că nu sunt nici pedagog. Din nou, acesta este un atribut al Ministerului Educației Naționale. Aș vedea o astfel de oră care îmbină nu doar predarea clasică, ci și posibilitatea de a asculta mărturia unui supraviețuitor de aici, chiar și posibilitatea de a vizita un astfel de muzeu, cum este Muzeon, care trebuie menționat că este o inițiativă privată, da. A doi tineri care nici măcar nu sunt din cadrul comunității, au făcut o singur lucru pentru care am un respect cu totul deosebit și sper că în momentul când Muzeul Național de Istoria Holocaustului, în momentul când va fi finalizat, că va fi și un hub, un centru de educație și de resurse pentru toți cei care doresc să vadă. Nu văd această oră ca ceva static în varianta clasică în care un profesor vine, spune, și acum îmi aduc aminte din școală, scoateți hârtia, scrieți. Și atunci toată lumea scrie și vine și recită. Nu ăsta e scopul. La fel cum scopul predării acestei discipline, comunitățile evreiești, nu evreii sunt cei care sunt destinatari. Evreii cunosc deja. Așa cum am spus, este o investiție, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, pentru viitor, ca înțelegere pentru democrație care este oferită acestor copii. Nu poți să te aștepți ca ei să lupte împotriva extremismului, împotriva urii, împotriva intoleranței, fără să aibă un fundament de cunoștințe. Dar mai am eu o întrebare. Ionuț, mai ești? Da. Care sunt cele mai atroce lucruri pe care crezi tu că nația noastră le-a făcut în istoria sa modernă? Depinde ce înțelegem prin modernă. Holocaustul, cu siguranță, a fost... Hai, e așa, în ultima sută de ani. Am o părere că a fost o lovitură atroce mineriadele de după anii 90. Nu se pot compara ca și număr de victime, evident. Uh-huh. Dar a fost o lovitură puternică dată statului român, la care încă nu avem niciun răspuns până în momentul de față. Ce s-a întâmplat, cine a ordonat, există anumite persoane cărora nu le dăm nume, că n-au făcut absolut nimic, deși există înregistrări de la televiziunea română că au chemat minerii și așa mai departe. Este o altă filă de istorie neagră, da, care nu are niciun fel de rezolvare. Vis-a-vis de ce spunea domnul deputat, sunt absolut de acord. Părerea mea însă este că trebuie rescrise cărțile de istorie, pentru că ceea ce se învață acum este un simulacru de istorie. Nu este istoria reală. Au rămas în foarte multe cazuri cărțile de istorie comuniste, unde
să fim sinceri, era orice, numai istoria românilor nu era. Această dezbatere trebuie să existe în școli, trebuie să se explice, dar nu sunt de acord să fie despre o anume categorie, pentru că nu au fost singurii care au avut de suferit în acea perioadă. Trebuie să se învețe, dar trebuie să se învețe despre suferințele tuturor minorităților. Și trebuie practic duși, luați de mânuță și duși la fața locului. Uite, aici au fost executați celula asta 100 de oameni. Aici îi dezbrăcau, îi legau și îi împușcau. Acestea vor avea efect. Nu că facem o lecție specială despre istoria evreilor. Da, sigur, cred că avem de învățat despre cum să facem ore. Apropo că vorbeai de comunism, mergeți cu toții la IUD. E o vizită obligatorie pentru toți copiii și adolescenții din România, cred eu, dacă vrem să păstrăm nația asta verticală. Ionuț, o să-mi dai voie să opresc aici conversația, pentru că încerc să mai iau un telefon două până la finalul acestei emisiuni, ca să ne conturăm o opinie. Cred că e Gabi la telefon. Salutare! Bună ziua! O doamnă! Bună ziua, bine ați venit! Sunt mama unui copil de 14 ani. Și tot ce vă pot spune este că generația asta tânără este oarecum foarte interesată de acest subiect. Fiul meu a citit foarte multe cărți despre ce a însemnat lupta adusă cu sau suferința evreilor, ce a însemnat campaniile lui Hitler și așa mai departe. La un moment dat eram chiar speriat, pentru că era singurul subiect de lectură și singura temă aleasă pentru cărțile suplimentare. Și ne-am gândit că poate fi dăunător. Nu. Ei sunt pasionați de istorie, dar sunt pasionați de istorie prezentată, așa cum a spus interlocutorul meu de mai devreme. Nu ca pe o lecție pe care trebuie să mi-o reproduci mot-a-mot, pentru că așa scrie în carte, o carte greoi exprimată, da? Sau pentru că așa a spus domnul profesor. Și vă dau un exemplu paralel. În 17 decembrie, în timpul orei de istorie, copiii au fost luați și duși la muzeu, sunt din Timișoara, la muzeu de către doamna profesoară și li s-a prezentat acolo. Mi s-au prezentat evenimentele de la Revoluția din 1989. Au venit acasă și au trebuit să facă fiecare un proiect cu ce au fost impresionați. Au fost lucruri extraordinare care s-au făcut pentru că au simțit practic ceea ce noi degeaba le dictăm. Da? Ce s-a întâmplat în data de 16... Alo? Da, te ascultăm, noi suntem aici. Ce s-a întâmplat în data de 16 decembrie, 17 decembrie, ai uitat un nume, ai uitat o dată, ai uitat să spui despre, nu știu, Piața Victoriei sau despre ce s-a întâmplat la Iași. Stai un pic, Gabi. Aici, cred că nici nu știm, adică orele astea ar putea fi fără note, fără examen, domnule Wexler, nu? Sau... Potrivit legii educației naționale și potrivit legii despre care vorbim, sigur, e o disciplină modulară. Pot să fie cu, pot să fie fără. Ele pot fi și cu note, numai că introducerea a încă unei materii de studiu pentru un copil care stă la școală până la 2:30 sau 3:30 în fiecare zi, termină orele, vine acasă și se apucă de teme și de învățat, credeți-mă, îi distrugem. Eu mă întreb, din punct de vedere psihic, acești copii cât vor mai putea duce. Există temă la desen, există temă la educație socială, există de învățat și manualele sunt exprimate. Dacă aveți curiozitatea, vă rog să deschideți un manual. Eu sunt un adult cu facultate, cu master, cu o grămadă de școală, zic eu. Dar mie mi-a trebuit să citesc anumite lecții de două ori ca să pot să fac un conspect copilului meu să se poată duce la școală să ia o notă foarte bună? Nu e normal? Da. Bun. Haideți să găsim termeni în aceste manuale cred dacă să ajungem la copii. Adică ora asta va fi în plus? Ea poate să fie pe alte... Sigur că da. Poate fi integrată. La microfon, vă rog. Mă scuzați. Poate fi integrată, poate să fie și o oră în plus, poate să intre în cadrul programului normal. Legea nu a schimbat distribuția orelor sau modul în care ele sunt implementate. Există un plan cadru de învățământ care se actualizează și va fi încadrată în acel plan cadru. Ceea ce a spus doamna care a vorbit înainte, sigur, e o variantă ideală și în cazul
Revoluției, există acel muzeu de la Timișoara și e minunat. Da. În ceea ce privește Holocaustul din România, îmi pare rău să o spun. Nu există nimic. Unde acum, să... Unde, unde? Există. Dacă este voință, sunt locuri unde se pot duce copiii să vadă. Suntem în 2022. S-au ținut lecții de istorie în Atena de pe Acropole și copiii au fost în România. Putem face lucruri dacă vrem. Sigur, putem. Și îmi doresc din tot sufletul ca acest lucru să se întâmple, dar putem teoretiza oricât de mult vrem despre cum ne-am dorit să fie lucrurile. Și eu mi-aș dori ca orele, toate orele, să se facă într-un fel sau altul. Fapt este, în momentul ăsta, dacă aș vrea să iau o clasă de copii și să-i invit undeva, nu ai unde să-i inviți. Bun, sigur, poți să-i duci la memorialul din București, care este un gest simbolic realizat după Revoluție. Nu mai există niciun loc cu un astfel de impact, o secundă vă rog, cu excepția, sigur, am fost astăzi în Templul Coral, care a fost una din sinagogile atacate în timpul rebeliunii legionari. Și a scăpat dintr-un accident. Echipa de legionari care a venit să-i dea foc, nu a adus suficientă benzină. La sinagoga mare din strada Vasile Adamache, unde tot astăzi s-a făcut rugăciunea în memoria victimelor Holocaustului, sinagoga a fost salvată de o femeie creștină care lucra acolo și care s-a pus în fața legionarilor veniți să îi dea foc. Sigur că orice formă de predare modernă este binevenită. Orice tehnică, întâlniri, cum sunt cele cu muzeul. Dar nu poți face acest lucru în afara unui cadru care să fie minim organizat. Pentru că altfel, dacă ați face un sondaj în rândul copiilor și i-ați întreba dacă vor să meargă instituțional la școală sau vor să se plimbe și toate orele să fie în format digital, VR și așa mai departe, s-ar putea să aveți un șoc. Da, să fie doar pe calculator. Știți cum e? Din păcate, cine nu merge la școală să învețe sau nu are această dorință, nu o să facă nici dacă mai puneți în platformă încă 3 ore, 3 discipline, a câte 3 ore pe zi, pentru că oricum le vor trata la fel ca pe celelalte, adică cu neseriozitate. Eu vorbesc din prisma unui copil care se chinuie să învețe și să obțină medii peste 9,50. E criminal să nu ai timp, să nu ai viață, să nu ai sâmbătă, da, să nu ai duminică. Nu e normal. Aici ne dăm seama că... Noi omorâm în halul acesta. Sigur că, după atâtea cărți citite, noi am rămas cu o promisiune fiului nostru, că după examenul de capacitate, care e important, și mai departe, vom face o vizită la Auschwitz. Auschwitz, da. Pentru că el își dorește să vadă. Vrea să vadă, să simtă, să atingă. Da, este un subiect pe care copiii, tinerii de la 13-14 ani în sus îl abordează. Îl abordează pe internet, pe cărți. Nu există limită dacă vrei să studiezi un subiect, dar să nu transformăm din el o corvoadă. Ar fi păcat. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult, Gabi. Încerc să mai fac loc unui ultim telefon. Aș vrea să zic așa, că nu e un subiect. Cred că e cea mai mare dramă pe care umanitatea a reușit să și-o creeze sieși. E mai mult decât un subiect. Este o temă de gândire asupra noastră, nu doar azi, nici la 100 de ani, nici la 200 de ani. Este o temă de gândire pentru cât vom exista, pentru ceea ce am putut face noi ca oameni, că noi ca specie ne-am făcut unii altora, atenție, numele unor idei și mai puțin al dragostei sau al lucrurilor firești care ar fi trebuit să existe între noi. Așadar, el e mai curând, să zic, un lucru care va trebui să ne însoțească, să fie acolo mereu alături de noi. De asta zic că nu e doar un subiect. Ciprian, salutare! Salutare! Hai, chiar sunt ultimul. Am Holocaustul, dar nu este unica dramă în istorie. Acum putem vorbi despre indienii din America de Nord. Sigur. A făcut Imperiul Tsarist și Stalin Republicii Moldova, românilor, ucrainienilor. Uh-huh. Putem vorbi ce face Israelul și a făcut palestinienilor aici mai aproape, nu acum de ce s-a întâmplat acum 70 de ani. Da, e o discuție, sigur, să o parte.
Este o chestie fără fond, este un mod de a atrage atenția asupra lucrurilor pe care sper eu că nu se mai întâmplă, deși dau un exemplu ce, actual. Ce Putin, este Putin fără... nu se poate să facă lucrul ăsta împotriva Ucrainei, da. Lucruri mai actuale, pentru că este vorba aceea din popor morții, cu morții și vii cu vii. Ha. Cea, al naibii concluzie, ca să zic altă vorbă din popor. Deci morții cu morții, vii cu vii. Aha. Corect. Interesant. Dar cum, cum argumentez chestia asta? Adică de ce ar trebui să uităm? În ultimii 70 de ani, evrei, în clipa asta, nu mai sunt marginalizați, nu mai sunt cotropiți și nu mai sunt omorâți. Și atunci, zic eu, a reactualiza subiectul este o inepție. Da, bă, nu știu dacă mai sunt omorâți, dar marginalizați sau... Nu cred. Nu credeți. Nu cred. Eu cred că dialoguri, chiar Israelul a cules anumite, în spatele acestei istorii triste și crunte, cred că pe alocuri a și tras anumite cărți câștigătoare și le-a a avut o anumită atitudine din partea celorlalți. Da. Știți cum e, discutăm și... noi aici doi creștini și avem o părere, nu vreți să-l lăsați și evident pe omul comunității să zică ceva, că e foarte interesantă treaba asta pe care o spuneți dumneavoastră. Această poveste de a amesteca statul Israel, situația din Orientul Mijlociu, evreii din întreaga lume, e una din vechile tare pe care le-am tot văzut, le-am tot întâlnit, de altfel inclusiv mie, după cum vă povesteam, un alt coleg din Parlament mi-a strigat, ca să mă exprim cât de cât elegant, în plenul Senatului, că aici este România și nu fâșia Gaza. N-am înțeles exact legătura. Sigur, mai nou, antisemitismul este îmbinat cu antisionismul și cu acuzațiile aduse împotriva statului Israel pe diverse teme. Nu cred că statul Israel a beneficiat de ceva, cu ghilimele de rigoare, din acest lucru. Cred că și-a făcut în permanență datoria morală ca stat evreu, dacă doriți, față de acești oameni. Aș sublinia în mod special faptul că toți supraviețuitorii Holocaustului care trăiesc în Israel și care în mod evident au venit din Europa sunt îngrijiți și sprijiniți material de statul Israel. E o temă de gândire. Statul Israel și-a asumat răspunderea să le asigure acestor oameni o viață decentă și face acest lucru din resurse proprii. Dar explicații, vă rog, mai ești, Ciprian, acolo? Că asta vreau să auzi Musa explicația asta pentru... Sunt aici. Spuneți-mi, cum e cu morții cu morții și vii cu vii? Eu să răspund. Nu, că tu ai lansat ipoteza asta care pe mine m-a lăsat cu gura căscată și am zis că poate domnul Wexler aici de față, care ieri și-a pierdut un prieten trecut prin lagăr, poate să explice mai bine cum e cu morții. Mă voi abține de la a răspunde direct la această afirmație care în cel mai bun caz mi se pare deplasată. Pe baza acestui principiu am putea să ștergem orice lucru care nu ne place în istorie, selectăm așa pasajele care ni se par confortabile și plăcute și mergem mai departe. Dar problema este că ceea ce dumneavoastră vi se pare plăcut din istorie, mie nu mi se pare plăcut, poate colegului dumneavoastră îi se pare. Și într-un final vom ajunge la punctul în care nu mai există nimic în jurul nostru. Nu văd lucrurile în acest mod și repet din nou că afirmația mi se pare deplasată. Cred că, indiferent de situație, ceea ce putem învăța nu doar din istorie, ci și de la cei care au fost înaintea noastră, este un lucru esențial. La fel cum este esențial ceea ce putem învăța din această dramă inimaginabilă. Nu vă puteți închipui, vă rog să mă credeți, nu vă puteți închipui nivelurile la care s-au putut coborî oamenii în acele perioade, ceea ce au putut fi capabili să facă. Este, dacă vreți, un arc peste istorie
care ne oferă o șansă care nu e garantată în mod automat că viitorul va arăta normal, că viitorul va arăta decent pentru toți, indiferent de etnie, religie și așa mai departe. Mulțumesc, domn deputat. Ce au făcut împotriva evreilor este condamnabil, dar același lucru a făcut și Stalin împotriva altora. Ideea este de a nu extrapola o situație, doar o situație. Asta este o problemă mea. Ei, în momentul de față discutam despre o situație, de altfel din nou acest amestec al Holocaustului cu perioada dictaturii comuniste. Două lucruri care sunt diferite, deși în mod evident orice dictatură este condamnabilă. Sunt lucruri diferite și aici subiectul era discuția asupra Holocaustului. Da. Mulțumesc tare mult, Ciprian. Asta e discuția, asta e problema, propunerea. Pentru cine are ocazia, mai zic o dată, vizitați muzeul la Cluj. Pentru ceilalți care nu o să ajungeți de vreme acolo, vă recomand așa, intrați pe site-ul Libertatea și căutați articolele lui Ovidiu Raiețchi, în cel care privește fix această temă. Veți găsi o listă impresionantă de cărți pe tema asta și a tot ceea ce înseamnă. Ele ajută foarte mult, cât despre noi îmi face impresia că încă avem de învățat la lecția toleranței. Spuneți-mi ca o concluzie, căci mai avem un minut aici, domnule Wexler, dacă ați face aparte de calitatea dumneavoastră în statul român, de faptul că sunteți fruntașul unei comunități care există în România și a contribuit la istoria corectă a României. Dacă ați fi un om obișnuit, ați fi bine în România, dacă ați fi un evreu obișnuit? Cred că răspunsul este da, deși situația nu este perfectă, deși în ciuda ceea ce cred sau au declarat unii din colegii mei de parlament, îmi pare rău să o spun, antisemitism există în România, avem șansa de a nu ne număra printre statele în care acest antisemitism să se fi manifestat fizic, violent, până în prezent. Asta nu înseamnă însă că nu se poate întâmpla. Am văzut cum au degenerat anumite proteste care au fost instrumentalizate, inclusiv cu folosirea tragediei Holocaustului, și am văzut direcția în care lucrurile o pot lua. Sunt la rândul meu tată, ca să răspund și la o altă lucru de mai devreme. Știți, eu am 33 de ani, așa că liceul e relativ aproape în memoria mea. Am fost la unul din liceele performante din România și la momentul respectiv nu am avut acces la nimic. Bunicii mei sunt supraviețuitori, au fost, o parte din ei am pierdut, nu au dorit să vorbească despre acest lucru, nu am avut nicio sursă de informare la momentul respectiv. Am aflat pentru prima dată cu adevărat ceea ce a însemnat Holocaustul după ce m-am mutat în București, după ce l-am cunoscut pe domnul Beriș, despre care v-am povestit. Nu am avut nimic. Și am avut șansa de a crește într-un mediu în care am putut învăța și descoperi. Nu mă refer doar la elementul istoric sau doar cel legat de evrei, ci la principiile care decurg din acest studiu. Aș mai spune de asemenea că mai departe de contribuția evreilor la artă sau la medicină sau ceea ce sunt cunoscute, există un lucru foarte puțin cunoscut. În primul război mondial, pentru că am vorbit de veterani, peste 20% din toți evreii din România de atunci s-au înrolat voluntar. S-au înrolat voluntar și au luptat pentru România, un stat care nici măcar nu-i recunoștea ca cetățeni. Evreii vor primi cetățenie abia începând cu 1923, vor începe să o piardă la un an mai târziu, până în 1938, când aproape toți și-au pierdut cetățenia. Vă puteți imagina loialitatea pe care o comunitate, o minoritate,
o poate avea pentru un stat care refuză să recunoască ca cetățeni este un element unic și ușor de neînțeles pentru mulți oameni din afara țării. Cum poți să lupți și să mori pentru apărarea unui stat care refuză să te recunoască ca cetățean? Asta e o bună lecție de istorie. Vă mulțumesc eu pentru ea. Silviu Wexler este deputat președintele Federației Comunităților Evreiești din România. Deșteptarea României va continua să vă pună astfel de teme asupra cărora să zăbovim și să tragem concluzii pentru viitorul nostru mai bun. Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.